Morcovii au fost folosiți de oameni încă din cele mai vechi timpuri, nu numai pentru a obține fructe dulci, ci și în scopuri medicinale. Oamenii credeau că morcovii pot ajuta la găsirea iubirii adevărate și pot face corpul puternic și sănătos. Se crede că planta este originară din Afganistan sau Iran și a fost introdusă în Europa în jurul secolului al IX-lea. Interesant este faptul că culoarea portocalie strălucitoare familiară a legumelor rădăcinoase a fost dezvoltată prin reproducere selectivă în Olanda, în secolul al XVII-lea. Înainte de aceasta, legumele erau de culoare purpurie sau albă. În zilele noastre, mai puteți găsi morcovi de aceste culori, dar este mai mult o excepție. Cel mai des iubit și cel mai important, extrem de benefic, morcovul portocaliu este predominant. Așadar, ce conține acesta? În primul rând, morcovii au un conținut scăzut de calorii, dar conțin o cantitate mare de substanțe biologic active. O altă proprietate importantă este că doar vitamina C se pierde în timpul prelucrării termice, în timp ce toate celelalte ingrediente benefice sunt păstrate. În plus, vitaminele A și E dobândesc o capacitate sporită de a fi absorbite în tractul digestiv uman. Oamenii de știință sunt convinși că activitatea antioxidantă a morcovilor gătiți crește cu mai mult de o treime. De altfel, indiferent de culoarea morcovului, morcovul mov conține glucoză și zaharoză, substanțe bogate în antioxidanți care neutralizează procesele oxidative ce duc la moarte și îmbătrânirea celulelor. Indicele glicemic al morcovilor cruzi este scăzut, iar atunci când sunt gătiți, conținutul de fibre crește. Fibrele alimentare contribuie la curățarea organismului, la reducerea concentrației de colesterol, la buna funcționare a intestinelor și la crearea unor condiții favorabile pentru bacteriile rezidente. Beta-carotenul, unul dintre cei mai puternici antioxidanți, stimulează sistemul imunitar și are un efect pozitiv asupra vederii. Biotina este implicată în metabolismul corect al proteinelor și grăsimilor și stimulează metabolismul. Vitamina K2 ajută la menținerea unor oase puternice și dense, facilitând pătrunderea calciului în țesutul osos. Potasiul, un mineral bine cunoscut, reglează activitatea sistemului cardiovascular. Vitamina B6 participă la peste 100 de reacții biochimice în corpul uman, susținând funcționarea sistemului nervos și formarea sângelui. Luteina conservă metabolismul corect la nivelul ochiului, în timp ce licopenul și poliacetilina reduc riscul de apariție a cancerului. Iar apariția problemelor în sistemul cardiovascular, acidul ascorbic protejează împotriva infecțiilor și crește elasticitatea pereților vaselor de sânge. Înainte de a continua videoclipul, vă invităm să nu pierdeți timpul și să vă abonați la canalul nostru pentru a fi la curent cu noile episoade. În ceea ce privește cantitatea de morcovi pe care o puteți consuma, nu vă gândiți că o legumă atât de benefică poate fi consumată fără limită, atât cât doriți. Se recomandă să nu consumați mai mult de 2 legume de mărime medie pe zi. În caz contrar, poate apărea icterul, care se manifestă prin îngălbinirea palmelor, a tălpilor și a albului ochilor. Deși o concentrație mare de caroten în organism nu prezintă un risc deosebit pentru sănătate, nu arată foarte atrăgător. Sucul proaspăt de morcovi împovărează pancreasul și ficatul, așa că nu este recomandat să-l consumați zilnic, mai ales sub formă nediluată. De asemenea, nu este indicat să mâncați morcovi sau să beți suc de morcovi dacă aveți un ulcer gastric agravat sau probleme cu intestinele, deoarece conținutul ridicat de fibre din această legumă poate agrava aceste probleme. La morcovii tineri sau timpurii, compoziția este absolut identică cu cea a morcovilor recoltați toamna, așa că nu este nevoie să plătiți prea mult în primăvară pentru a-i consuma. Morcovii cruzi întregi sunt mult mai benefici decât sucul de morcovi. În scopuri medicinale pot fi folosite vârfurile de morcov. Acestea conțin mult seleniu, un mineral care sporește imunitatea antivirală. Un decoct din vârfuri de morcovi ajută în cazul hemoroizilor, al cistitei și a bolilor de calcul renal. Salata coreeană de morcov preparată din morcov cruzi rași, asezonați cu diverse condimente, favorizează secreția biliară și are activitate antivirală și antibacteriană. Un astfel de fel de mâncare ajută la tratarea infecțiilor respiratorii. O salată făcută din morcov proaspăt rași împreună cu mere, sfeclă și țelenă îmbunătățește semnificativ procesele de vindecare, accelerează producția de anticorpi în timpul infecțiilor, crește intensitatea metabolismului și ajută la pierderea rapidă în greutate. Ceaiul de morcov sau mai degrabă o infuzie de morcov reglează tensiunea arterială.
este benefic să beți suc de morcov pentru prostatită, afecțiuni ale calculilor renal și cistită. Morcovii au căpătat recunoaștere în prepararea diferitelor feluri de mâncare. Sunt adăugați în supe și borșuri, în tocănițe de legume și în pilaf. Morcovii sunt folosiți pentru a face caserole și umpluturi. Atunci când se consumă morcov pentru plăcinte, este important să se asigure că toate ingredientele sunt bine absorbite, astfel încât ar trebui să se adauge o picătură de orice grăsime, poate fi smântână sau ulei vegetal. Morcovii se combină bine cu multe produse, iar atunci când sunt consumați cu alimente bogate în fier, are loc o absorpție maximă a fierului în intestin. De aceea, morcovii sunt recomandați pentru anemie, sunt benefici. Această legumă rădăcină este întotdeauna gata să sprijine sănătatea umană. Important este că poate fi achiziționată în orice moment al anului și la un preț accesibil. Morcovii participă activ la metabolism, iar medicii consideră această legumă ca un mijloc de prevenire a unor boli precum ateroscleroza, cancerul și disfuncțiile hormonale. Ajută la încetinirea proceselor de îmbătrânire, accelerează transformările biochimice din organism, crescând astfel posibilitățile de reînnoire a celulelor și reducând probabilitatea apariției mutațiilor genetice. Morcovii cresc concentrația de calciu în oase, ceea ce duce la reducerea riscului de osteoporoză și de fracturi patologice. Ajută la accelerarea formării calusului în cazul leziunilor traumatice ale oaselor. Reduce probabilitatea apariției cariilor dentare și a pierderii dinților. Mestecarea zilnică a morcovilor cruzi servește drept exercițiu pentru maxilare. Tratamentul antiseptic al gingiilor previne boala parodontală și stomatita. Morcovii protejează mușchiul cardiac de supra-solicitare. Pereții vaselor de sânge de spasme controlează activitatea cardiacă și scad tensiunea arterială. Îmbunătățește digestia și afectează microflora intestinală, având un impact pozitiv asupra bacteriilor benefice și un efect negativ asupra celor patogene. Morcovii cresc producția de butyrat în intestine, o substanță care protejează nu doar împotriva inflamațiilor, ci și a formării de celule atipice care duc la apariția tumorilor maligne. Morcovii ajută la depășirea anemiei feriprive prin creșterea intensității absorbției fierului și creșterea disponibilității acestuia pentru celulele implicate în sinteza hemoglobinei. Morcovii servesc ca mijloc de prevenire a anemiei și sunt utili pentru tratarea pierderilor de sânge și a afecțiunilor măduvei osoase. Morcovii facilitează procesul de pierdere în greutate, deoarece au capacitatea de a satisface rapid foamea și de a oferi o senzație de sațietate. În același timp, prin aportul necesar de elemente benefice, aceștia normalizează nivelul colesterolului din sânge. Nivelul crescut de colesterol duce la apariția aterosclerozei. Morcovii servesc ca măsură preventivă împotriva formării plăcii pe pereții vaselor de sânge, reducând astfel probabilitatea atacurilor de cord, accidentelor vasculare cerebrale și a trombozei. De asemenea, morcovii contribuie la reducerea riscului de inflamații cronice și oncologice, datorită efectului lor antioxidant pronunțat și capacităților de a curăța organismul de toxine și radicali liberi. Pentru întărirea sistemului imunitar, pentru a preveni apariția bolilor autoimune, în care anticorpii proprii ai organismului atacă țesuturile și celulele, pentru a crește producția de anticorpi după vaccinare și atunci când în organism pătrund agenți străini, cum ar fi virus, bacterii, ciuperci, paraziți, otrăvuri și toxine, morcovii joacă un rol deosebit de important. Morcovii conțin provitamina A, beta-caroten și luteină, care susțin sănătatea ochilor. Aceștia mențin vederea crepusculară, previn modificările legate de vârstă la nivelul retinei și atrofia maculei. Consumul de morcov ajută la menținerea unei vederi clare chiar și în condiții de lumină slabă și reduce riscul de deteriorare a vaselor retiniene. Pe lângă aceste elemente benefice pentru ochi, morcovii cruzi conțin suficientă vitamina C pentru a menține tonusul pereților vaselor de sânge din ochi și vitamina din grupul B care susțin nervul optic, ceea ce afectează de asemenea în mod pozitiv claritatea și acuitatea vizuală. Așadar, morcovii sunt pur și simplu un complex de substanțe benefice pentru ochi, nu-i așa? Dar încă o dată, pentru a vă asigura că toate elementele necesare pentru menținerea vederii sunt absorbite și încep să lucreze, este necesar să mâncați morcovi cu o picătură de ulei vegetal. Doar un singur morcov pe zi poate proteja împotriva cancerului, inflamației, orbirii, obezității, aterosclerozei și disbiozei. Ajută în cazul hipertensiunii, a bolilor ischemice ale inimii, a accidentelor vasculare cerebrale, a anemiei, a tulburărilor digestive, a osteoporozei și a îmbătrânirii premature. Morcovii pot ajuta la combaterea multor boli grave. Este accesibil tuturor și are puține contraindicații.
Unele persoane pot avea o alergie la morcovi, iar consumul acestei legume poate duce la apariția unor reacții alergice încrucișate la persoanele care suferă de febră a fânului sau de alergii la polen. Simptomele de alergie se pot manifesta sub diverse forme, de la dermatită și urticarie până la angioedem și șoc anafilactic, așa că persoanele alergice trebuie să fie prudente atunci când consumă morcovi. În timpul perioadei de alăptare, sugarii pot prezenta o sensibilitate crescută la lumina soarelui și apariția icterului. Prezența icterului stârnește imediat îngrijorare și provoacă anxietate atât pentru mame cât și pentru tați, iar până când medicii își dau seama, un număr semnificativ de celule nervoase pot fi epuizate. Nu este dificil să cultivi morcovi în propria grădină, iar morcovii cultivați acasă garantează absența aditivilor chimici. Din păcate, morcovii au capacitatea de a absorbi și acumula orice toxine, inclusiv substanțele chimice folosite pentru a crește randamentul. Astfel de legume rădăcinoase nu numai că nu reușesc să aibă un efect pozitiv, dar pot provoca și otrăvuri. Atunci când alegeți morcovii, este important să nu urmăriți dimensiunea și volumul, ci să selectați morcovi de dimensiuni medii, fără pete sau putregai, cu o textură densă și fermă la atingere. Morcovii au devenit îndrăgiți de oameni pentru gustul lor plăcut și pentru beneficiile neprețuite. În unele țări au fost ridicate chiar monumente dedicate morcovilor. Un monument uriaș de aproximativ 7,5 metri înălțime este o încântare pentru ochi. Monumentele morcovilor pot fi găsite în Noua Zeelandă, Egipt, Canada și Turcia. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Vă rugăm să distribuiți acest videoclip și puneți și un like dacă v-a plăcut episodul. Și cel mai important, să aveți o zi minunată. Pe curând!